Mă numesc Sava Cristian Lian, am 22 ani de ani. S-a întâmplat acum 2 ani, pe 26 iunie. Era foarte cald afară. Eram cu vărul meu. Mă dusesem prea tata la un târg, acolo să servim un suc, să mâncăm ceva și după am zis să mergem la ștrand, să ne răcorim, era cald. Și, nu știu, cred că am stat în jur de 2-3 ore și după am văzut niște tipi care săreau. Mă refer că apa era și mică, nu era... Aveam în jur de 1,60 m. Și bazinul de 2 metri era închis ăla de 2 metri. Și am sărit, cred că de 4 ori. Și a patra oară avea să mă schimbe. Am luat o gură din suc, țin minte, și atunci am sărit și m-am lovit cu capul cu fruntea de fundul bazinului. N-am mai simțit nimic, de la gât în jos. Și prima dată am crezut că visez. Da, nu știu, așteptam să mă scoată cineva, dar nu mă văzuse nimeni. Pentru că nu mai mișcam nimic. Dar cred că după 50 de secunde așa am văzut vărul meu și el m-a tras de acolo, din bazin, m-a tras într-o parte. Nu chiar pe sus la bazin, pentru că eram și greu, nu știu. Nu știam. Nu știam gravitatea situației atunci, dar n-am știut că m-am lovit la gât, că nu mai mișc, dar nu mă gândeam că o să fie chiar așa de leziunea completă care are să-mi schimbe viața, să nu mai pot să mai merg. Mă întorsesem în Spania de, cred că, o săptămână de zile. Venisem în vacanță, trebuia să dau sala, să-mi iau permis. Și am zis să dau sala, să iau permisul după traseul și după mă întorc înapoi la muncă acolo, în Spania. Nu știu ce zi era, luni sau marți, și joi sau vineri vreau să plec. Și n-am mai apucat. Nu te aștepți, poate să se întâmple la oricine. Nu mă așteptam vreodată să... la 1,90 m ai mei să stau într-un scaun, da? După operație a fost foarte greu, am avut dureri, a trebuit să fiu întors cu baleza, ca toți pacienții după o leziune medulară. După 6 luni am venit cu sondă fixă acasă. Acasă a fost familia mea alături de mine, sprijin și mama s-a ocupat partea fizică de mine, să mă spele, să mă ajute în toate ce era nevoie. Să-mi dea să mănânc, să mă scoată și afară, că nu puteam să mă mis sau să fac ce fac acum. Eram legumă. Și a fost și pierdută. Mi-a fost greu, foarte greu la toți. Să ne acceptăm situația, ce s-a întâmplat. Eu aveam un scaun foarte, foarte prost, nu puteam face nimic cu el. Și aici am văzut lumea ce scaune au. Merg foarte, foarte ușor, foarte... Poți să faci de toate cu ele, scheme. Și asta, m-am învățat să stau pe două roți, de exemplu, să trec rampe, care nu le făceam cu scaunul ăla nici. Nici n-am încercat și nici nu știam că puteam să... Coborârea rampei, urcarea rampei. Și cu transferul am mai învățat cât de cât chestii. Bine, că ăla îl făceam și înainte, dar nu corect. Și mi-a dat și motivație, că am văzut că, până la urmă, chiar dacă suntem în scaun, putem fi și independenți. Și vreau să, nu știu, să trag cât mai mult, să fiu și eu, de exemplu, ca ceilalți de aici care, ca instructorii, ca Angel, de exemplu, instructorul de aici. Vreau să-i dau permisul din nou, să-l iau,
să mă adaptez o mașină să merg și după un job. Plus recuperare, să recuperez cât mai mult.